Acest sfârșit de săptămână programează la Câmpul Lung două meciuri de tenis de masă. Astfel, sâmbătă 31 martie, în sala de sport de la Colegiul Național Pedagogic Carol I, se joacă CS Pristavu Câmpul Lung Politehnica Cluj-Napoca, în cadrul Superligii Feminine, meci de clasament pentru locurile 5-8. Echipa noastră le va avea la masă de joc pe Diana Radu, Luiza Popescu și Ana Barbu. O zi mai târziu, duminică 1 aprilie, tot în sala de la Carol I, este programat barajul de promovare în Superliga Masculină, meciul dintre CS Toptim Pristavu Câmpul Lung și CSM Cluj-Napoca. Muscelenii vor evolua în formula Florin Spelbuș, Mihai Zamfir și Dragoș Oprea. În ambele zile de competiție, meciurile sunt programate la ora 11, sesiunea 1, și ora 16, sesiunea a doua. Pentru cei care vor să urmărească aceste întâlniri de la fața locului, intrarea este liberă.